bătut timp important în duelul cu Sorin Ghionea. Schimbare, la Poli intră Andrei Zăgrean în locul lui Nicolici. Sare Cișovski, ba nu, era chiar noul intrat. Cișovski acum iese din apărare, pasă pentru Helder. Andrei Zăgrean, nu e fault aici. Ioan Onicaș face semn că a fost partidă, autor al unei pase de gol, a reușit de 2-0. Zăgrean îl enervează și pe Maghera. Andrei Zăgrean, Zicu e bine plasat, Zăgrean îl preferă însă pe Helder, care intră în careu, cade. Zăgrean se luptă acolo cu Fabian Teușan. Timișoara încearcă să facă 3-1 pentru a sta liniștită în finalul partidei. Deocamdată puțin lipsiți de inspirație jucătorii lui Dușan Uhri. Cișovski iese din apărare cu pasă la Sârgian Luchin. Andrei Zăgrean, Tameș. Nu pleacă însă Sârgian Luchin, însă dată cu Sergiu Scărlătescu. Zăgrean, blocat până la urmă de Fabian Teușan. Pierde din nou Zicu, când a făcuse 2-0, jucătorii lui Uhrin, furați de mirajul ofensivei, au lăsat spații imense în apărare. Nu se poate ca un mijlocaș tânăr, așa cum este Paul Țene, să nu poată face un sprint în minutul 70. Repunere din margine pentru Timișoara, Economicoși. Nu le-a ieșit mare lucru, au fost multe ratări, poate la această fază, la care, iată, Andrei Zăgrean trimite mingea în poartă. Este 3-1, al patrulea gol marcat de... Minge pentru Zăgrean, greșește acolo Nicu Epaminonda. Autorul ultimului gol al Timișoarei trimite în spate, însă într-o zonă în care nu se afla decât Georgian Marcu, mari probleme. Teușan îi luase fața lui Helder, însă a călcat pe minge. Acum Zăgrean încearcă să-i așeze acest balon lui Iulian Tame și Alin Toșca. A încercat Toșca să ridice mingea și apoi să o trimită dincolo de centrul terenului. Zăgrean se bate acolo pentru Reni, nu sunt însă deloc ialomițenii nu sunt însă deloc dispuși la efort în acest final de partidă. Helder trage cu stângul. Se luptă acolo ialomițenii, să respingă, reține până la urmă Cornel Cernea. Va intra la Unirea Urziceni și Marius Ioniță. Zăgrean scapă singur cu Cernea. Zăgrean driblează odată, încearcă și al doilea dribling. Nu poate scoate însă mingea dintre cei trei jucători ai... Atmosferă frumoasă pe Dan Păltinișanu acum. Cântă toți cei 7-8 mii de fani. Sau poate ori fi 10 mii.